Brian, ce se aude? Ce se aude? Un mus? Ai luat o piatră? Ce e aia? Un melc. Bună și bine m-am regăsit la un nou video. În această zi voi face un vlog și vlogul acesta nu știu că o să țină de lung, posibil că o să țină câteva zile. Încep astăzi, duminică, este duminică la prânz, este ora 1:30 și numai ce ne-am întors de la biserică și ne-am hotărât să mergem un pic hiking, în drumeție, pentru o oră jumate, vedem, sau jumătate de oră, nu știu cât o să țină pe copii. Acum ne pregătim să mergem, iar apoi vom merge la biserică. Sper să vă placă genul acesta de video vlogs, scrieți-mi dacă vă plac sau nu și o să vă luăm cu noi să vedeți cam ce facem noi ca și familie în timpul săptămânii, în weekend și momente din viața de mămică. Gem? Da. Îți place gemul? Da. Cu ce faci tu gemul? Cu untul. Cu untul? Da. Ia mama. Da, mama. Să nu-l spargi. Da. Na-na-na la lup? Statul Washington, cel puțin aici unde stăm noi sunt foarte multe zone unde poți să mergi în drumeție. Deja mi-a pierdut răsuflarea. Acest munte pe care suntem acum este un munte, se numește Cougar Mountain și este foarte mare. Este imens. Vedeți acolo, nu știu dacă se vede, noi acum practic urcăm pe munte. Și n-am mai fost pe muntele ăsta niciodată. Am fost în altă... La altă intrare, nu pe aici, așa e? Da. Asta e un pic cam greu, dar ar trebui, dacă putem să ajungem până sus, să vedem un peisaj foarte frumos. Ridai na-na-na la lup? Ce altceva puteai să găsești? Cum, e greu să urci? Nu-i greu! Ai obosit!
ne întoarcem. N-am putut să mergem mai departe că e foarte greu de urcat și nu vrem numai să ne obosim. Mergem acum înapoi în jos. Am găsit niște pietre cu cristale și diamante. Wow! Și ce planuri să faci cu ele? Să le studiez. Să le studiezi? Da. Îmi place să studieze. Cum face ursul? Mu? Molă. Cum ai zis odată când am auzit? Molă. Mori? Nu, molă. Mor, mor. Așa face? Da. Mormăie. Mormăie. Cineva e nervos? Da. Uite acolo ce-i. Vezi o stâncă mare? Uite acolo, piatra mare, ține cățelam pe aia. Uite acolo să ne cățărăm. Asta, pe asta nu poți să te cați. Tata, dar de ce ai topor în mână? Să te încrenci la copii. Oh. Unde te-ai urcat? Pe munte. Oh, cum ai ajuns acolo? Urcat. Pe unde? Pe aici? La băieți le place să se cațere? Da. Da? Ție? Ce se întâmplă, mama? Toți pic pietre. Ai văzut? Anu, dă-i mânuța. Las că se urcă singur. Dan. Așa. Dan, mânuța. Ce fac acolo? Sandwich. Ce ai în sandwich? Gem. Gem? Ajuns acasă. Ce face acolo Gheașa? Sunt un monstru, eu nu sunt Gheașa. Vezi? Ai sare și băustul aici. Mi-am tăiat. Am venit la bibliotecă.
cu Joshua. Biblioteca se închide în câteva minute și avem la dispoziție numai, cred că 10 sau 15 minute ca să printuiesc ceva, o carte și el să-și caute ceva cărți pentru el. Ești bucuros? Da. Ce făceai afară? Mă uitam după sfoară. Te uitai după sfoară? Da. Ok, te duci și ție ceva cărți cu povești, ok? Așa se simte când mergi cu racheta. Da, de unde știi? Dacă te învăț. Da? Dar de unde știi cum se simte? Că știu. Hai aici, Joshua, hai să returnăm cărțile. Să-mi arunci portofelul. Ok. Ne-am întors de la bibliotecă și Joshua și-a luat niște cărți despre monștri de apă, dinozauri și ocean, ce găsești prin ocean, și mergem acum spre casă să pregătim dinnerul și să vedem ce mai facem în seara asta. Probabil că nu o să mai mergem la biserică pentru că Mircea are de terminat niște acte. Suntem pe trambulină acum, cu Zion. Era verde acolo în camere și toți au văzut pantaloni. Good job, Joshua! După cum ați văzut, am stat puțin și ne-am relaxat. Am mâncat, am ascultat o predică, ne-am relaxat, am mâncat semințe. Și acum Mircea lucrează puțin la computer și eu încerc să țin pe copii ocupați. Ai primit pantaloni? Da. Să dea mama pantalonii? Zion, ai mâncat lubeniță? Da. Stai că nu te vezi bine. Hai în partea asta la altă. Ai mâncat lubeniță? Da. Ia să văd cum faci jumping. Mama, hai tale. Să-ți dea mama pantalonii? Hai tale, mama. Să vin în picioare? Da. Vrei să sar și eu? Da. Ok. Să dea mama pantalonii? Da. Ok, pune-te jos. Pune-te în funduleț și bagă picioarele. Nu pot. Ba da poți, să nu mai spui că nu pot, că tu poți, mama. Nu pot. Tu poți să faci toate lucrurile. Nu există nu pot. Așa. Ce se aude? Helicopterul? Uite, bagi piciorul stâng. Ce se aude? Nu te rog. Da, ce e ăla? Tot ești murdar pe guriță. Tot ești murdar. Hai! Hai să băgăm. Ce picior e ăsta? Stângă. Dreptul. Tunga. Nu, ăsta e dreptul. Asta e tunga? Hai, mama. Se sară și mama? Ok. O să închei vlogul aici. Deși am spus că o să fac câteva zile, probabil că o să fie destul de lung pentru ziua de astăzi. Astăzi a fost o zi de duminică și am vrut să vă arăt cam cum decurge la noi duminica. Nu toate duminicile sunt la fel. Da, mama. Dar cam așa facem de obicei duminica dimineața. Mergem acolo să urcăm Manu, da, mama? Duminica dimineața mergem la biserică, după care venim acasă, mâncăm un lunch rapid și după care facem o activitate sau ne culcăm. Și apoi mergem la biserică la o biserică de români. Dimineața mergem la biserică de americani și... Dar sunt și duminici în care nu mergem seara, stăm acasă. Dar cam așa decurge duminica la noi. Și acum ce să facem? Probabil că e deja 8:30 sau e 8 și un pic și aștept să mai întunece un pic, e mai pun să-și mai consume energia pe copii și și după care o să merg cu ei înăuntru, ne uităm la un movie. Ok, vă mulțumesc foarte mult că ne urmăriți și dacă vă plac dacă vă place să mai vedeți vlogs de la noi, spuneți-mi ca să știu, aș face cam de doar pe săptămână, dacă, bineînțeles, dacă vreți și dacă vă place să vă uitați. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și să fiți binecuvântați. Mulțumim încă o dată pentru că ne-ați urmărit. Până data viitoare, bye!
merge? Ce face mama? Sari mama prea sus? Da? Sari mama, zai sari? Asta e un exercițiu bun.